și 8 atenționări cord portocaliu meteo, ploi abundente și crin din oaș, unde se până la 80 de litri pe metru pătrat. Și în aceeași perioadă am avut și 5 atenționări cod galben hidro și 6 cod portocaliu. Știți că principala problemă pe care am avut-o legat de această atenționare hidro a fost cea de la Valea Doftanei, atunci când s-a depășit cota de inundație pe râul Doftana și când barajul Batinu a ajuns la un coeficient de undere de 96%. Momentul în care s-au luat mai multe decizii împreună cu comitetele locale pentru situații de urgență din avalul barajului, atenționarea acestora și, bineînțeles, mulinarea și golirea de fund a barajului în perioada respectivă. După ce aceste fenomene au trecut, bineînțeles că principala grijă a fost aceea de a ne deplasa în teren și vorbim despre multe localități afectate de aceste fenomene prin Comisia de Specialitate, constituită prin ordinea prefectului, despre care nu odată am menționat, o comisie de specialitate formată în mod obligatoriu de către un reprezentant de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, de la Sistemul de Gospodărire Apelor, de la Consiliul Județean, bineînțeles, și de câteva ori am luat cu noi și de la Inspectoratul de Stat în Construcții. Care a fost motivul pentru care am făcut această mobilizare și cel puțin trei echipe mergeau pe teren în fiecare zi? Acela de a constata, în primul rând, existența acestor pagube, încheierea proceselor de pagă și, imediat după aceea, se face evaluarea pagubelor. Evaluarea pagubelor s-a realizat pentru 12 localități și pentru Consiliul Județean pe drumul către județene. Cele 12 localități au fost Comanii, Bătrân, Cerașul, Brebu, Drajna, Măgureni, Sarcioș, Surani, Șotrile, Peișan, Telega și Valea Doftanei. Pe diferite probleme pe care le-am întâmpinat acolo. Cea mai serioasă a fost pe zona Bătrân, unde știți că și drumul local a fost puternic afectat și unde accesul către o comunitate întreagă s-a realizat doar cu piciorul, atunci când colegii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență s-au deplasat, stabilind modalitatea în care vor folosi dispozitivul în cazul în care acei oameni aveau nevoie fie de ambulanță SMULT, fie de intervenția unei auto speciale de stingere a incendiului. Și la fel exista într-adevăr o zonă cu acces restricționat la Cerașul. Știți bine că, de asemenea, au fost multe drumuri județene serios afectate, în principal la Valea Doctanei, la Secăria, și acolo circulația s-a desfășurat restricționat, doar pe o singură bandă, pe un singur sens de mers, fiind necesară și atenționarea cu grijă a conducătorilor auto pe zona respectivă. Ca urmare a acestor evaluări, am trimis către Guvernul României pentru o situație centralizatoare a evaluării pagubelor, pentru a primi sume din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru anul 2018. În ședința de guvern de săptămâna trecută, deja județul Prahova a primit 14.485.000 de lei, ca și prima tranșă, doar pentru drumurile județene. Și vorbim de drumuri județene afectate de aceste fenomene, pe zonele Berta, Gornet, Gornet-Cricov, Predeal Sărat, Labuș, Drajna, Măcureni, Secăria și Valea Doftanei. 14 milioane înseamnă o sumă considerabilă și dacă vă uitați pe hotărârea de guvern și pe anexa la hotărârea de guvern, după județul Vrancea, care a primit o sumă ceva mai mare decât noi, suntem județul cu suma cea mai considerabilă. Restul județelor, având primite sume la mai puțin de jumătate comparativ cu suma pe care am primit-o noi.